trăgea tractorul foarte greu. Și acum i-am luat-o, bă, deja aproape. S-a apucat tata de semănat și am venit până la el să văd cum merge. Și trăgea tractorul foarte greu. Și acum i-am luat-o, bă, de șapament. Topele astea din șapament pe 683 au o tablă înăuntru. Au altă, nu știu ce căcat. Ca să se audă mai încet motorul. S-a rupt tabla aia, vă dați seama că e veche, de când tractorul e. Toba asta de eșapament e originală de pe tractor. E, și acum s-a rupt tabla aia și s-a înfundat toba de eșapament și trăgea tractorul foarte greu, că nu mai avea evacuare, logic. Acum am luat eu, o să o tai. Să văd de unde o tai. De undeva o tai. Scot tabla din interior și încerc să o sudez la loc. Să văd dacă-mi iese. Acum tata merge cu tractorul fără tobă de eșapament. Și se aude foarte nașpa. Adică dacă reușesc să o fac, eu duc și înapoi. Asta e. Și tobele astea de eșapament ei nu găsești. Asta e partea nasoală. Păi cred că la ele, dar n-a mai răspuns, n-a răspuns la telefon. Păi n-a ce nu știu. A, meșterul mi-a zis ăla. Dar ce s-a spart-o, bă? Și cum a făcut copilul de fără? Ce? Nu sită, da. Da, dar nu-i pe aici. Nu să nu fie. Dar ce zic că nu e? Că l-am luat eu și nu mai știu unde dracu l-am lăsat. Era bucleștelul al meu, dar nu mai știu unde aia, băi. Nu fie pus la șeful.
pe cel, dacă pe cel avea roata, Mihai. A, da?